ai venit pe canalul Moto ADN, partener în călătoria ta prin lumea motociclismului. Bine v-am regăsit pe canalul Moto ADN. Weekendul acesta am avut de testat o legendă. Putem spune cu adevărat despre această motocicletă că este o legendă. Scout este probabil cel mai cunoscut model de la Indian și primul model a apărut acum aproape 100 de ani. Așadar, da, o legendă, Scout 101, un model care vine cu multe îmbunătățiri în acest an și n-au avut misiune ușoară deloc cei de la Indian, pentru că fiind un model care deja are fanii săi, a fost nevoie să surprindă cu îmbunătățiri, dar totodată să nu știrbească nimic din plăcerea de a conduce un scout, din ceea ce înseamnă experiența în sine de a conduce acest Indian. L-am avut în acest weekend la test de la ASP Group East și ne-am bucurat de el din plin. Vă spunem că nu este doar pentru drumurile de America, este și pentru cele din România. Bine asfaltate, preferabil, și mai puțin asfaltate, n-a fost chiar atât de mare problema. Nu eu l-am testat astăzi, eu l-am însoțit în aceste drumuri, l-am filmat, l-am pozat, este atât de instagramabil. Combinația de culori este specială, atenția la detalii cu care este realizat acest Indian surprinde. Dacă te uiți și-l analizezi, atunci când îi faci poze, vezi că are logo-ul Indian peste tot, în cele mai deosebite locuri. După cum spuneam, atenția la detalii contează, este o emblemă pentru Indian și te bucură de fiecare dată. Dacă vreți să intrăm un pic în partea tehnică, deși sincer, când îți iei un Indian, partea tehnică sigur cade în plan secund după experiența în sine de a conduce o astfel de motocicletă, putem spune despre el că are un motor în V cu 2 cilindri de 1250 de centimetri cubi, 111 cai putere, 109 Nm la 6300 de rotații pe minut. Asta așa ar fi câteva specificații tehnice despre această motocicletă, dar ceea ce vreau să aflați cu toții astăzi, mai mult decât partea aceasta, este cum se simte când conduci un Indian. Iar asta ne spune Lucian, care chiar se bucură de el în acest weekend. Lucian, Scout Cruiser, unul dintre cruiserele pe care le-ai condus, cu siguranță. Cred că nu exagerez dacă spun că e cel mai puternic pe care l-ai condus până acum și cu siguranță cu cele mai noi dotări. Cum e Indian? Într-adevăr, o motocicletă pe care m-am simțit foarte bine, dar ca orice motocicletă are și plusuri și minusuri. O să fiu subiectiz, o să vă povestesc de șaua care este foarte, foarte ok, ca un orișor, suspensia. Ai un feedback foarte bun de la ea, pe drumuri, de nivelări mici, stă foarte bine, chiar ușor sportiv aș putea spune, dar evident te taxează puțin la denivelările ceva mai mari, cum ar fi limitatoarele de viteză. Acolo, într-adevăr, se simte puțin. Zici tu ușor sportiv, dar Indianul acesta, Scoutul 101, este recunoscut de mulți tocmai pentru sportivitatea sa. Este modelul care dă iubitorilor de cruzere și senzația de sportivitate. Sau cel puțin așa am auzit. Ai simțit-o pe curbe? Oh, da. Da. Chiar m-am dat aici pe curbă de-astea unde și filmăm și m-am bucurat de drum, m-am bucurat de motocicletă, de cum virează, are o manevrabilitate excelentă. E chiar super ok. Manevrabilitate, acesta este cuvântul cheie când vorbim despre Scout. În toate review-urile pe care le-am văzut despre această motocicletă, dar și în prezentarea celor de la Indian, manevrabilitatea pare a fi atuul lui Scout 101, modelul acesta nou. Este o motocicletă agilă și în oraș, manevrabilă și pe curbe, deși 250 de kilograme, cruiser, poziția aceasta. Ce mai putem spune despre ea este că este foarte customizabilă, nu-i așa? Da, într-adevăr. Uite, acum are scărițe avansate. Pentru mine e ok, că ajung, dar pentru un rider mai scund, evident se pot pune niște scărițe mai către înapoi sau asta chiar platforme. Asta e poziția medie, așa cum eu, spre exemplu, am pe motocicleta mea de zi cu zi, sau chiar platforme pentru stilul american de cruising. Da, cu siguranță. Acesta e doar unul dintre aspectele customizabile la Indian și accesorii sunt destule, pentru că știm cu toții că atunci când ai un brand cu mulți fani, orice model vine și cu o galerie considerabilă de accesorii cu care îți poți completa motocicleta. Lucian, ce ți-a mai plăcut la Scout? Stilul. Chiar te simți deosebit pe drum. Întoarce capete. Îmi place că are resurse de putere în orice turație și în orice treaptă ești.
știi că ai nevoie să accelerezi, să faci o depășire, e acolo, fără nicio problemă. Bun, șaua aceasta, da, spuneai tu că e confortabilă, recunosc, da, este confortabilă. Au mai testat-o și alți colegi de-ai noștri de la Moto ADN, să știți că s-au plâns că uneori poate fi un pic îngustă. Este foarte moale și foarte comodă, într-adevăr este un pic mai îngustă decât te-ai aștepta la șeile cruzerelor de regulă. Până, cred că până și șaua de la motocicleta mai este un pic mai lată, varianta customizată de mine. Am văzut ecranul acesta absolut minunat. Eu vă spun că mergând alături de acest Indian, vedeam din spate lejer și cu ce viteză merge și tot ce afișează ecranul. Cum ți se pare tehnologia? Puncte bonus. Puncte bonus, clar. Te poți conecta la motocicletă cu telefonul, poți să primești, poți să-ți controlezi muzica de pe motocicletă, ceea ce e foarte important pentru cei care ascultă muzică, evident. Poți să schimbi diferite moduri de afișaj pe display. Ai informații foarte, foarte bune acolo, îți dă inclusiv indicații de navigație, ceea ce e foarte bine. Îl iei la drum lung, e bine să știi ceva despre acest Scout. Are un rezervor de doar 13 litri. Doar pentru că, spunem doar pentru că, sincer, nu ne-am așteptat în momentul în care l-am luat la ride test, ne-am uitat la el și nu știu, cred că eu n-am așteptat undeva la șorul 17 litri să aibă acest rezervor. Cu consumul cum stă? Să știi că nu m-am uitat exact pe cifre să văd unde sunt valorile de consum, dar ce am sesizat este că în oraș, într-adevăr, consumă poate mai mult carburant decât m-aș fi așteptat, dar la momentul în care ieși în afara orașului și se întinde la drum, împreună cu tine, cu Rebelul, am alimentat în același timp, nu am rămas niciunul în pană, deci a fost ok. Alt lucru pe care trebuie să-l mai știți, pentru că am vorbit despre mersul în oraș, frige indianul ăsta, e hot. Din toate punctele de vedere, arată hot, se simte hot, se încinge destul de puternic, e drept zilele acestea, este foarte cald, e caniculă în București, chiar în afara Bucureștiului, dar e bine să precizăm asta, nu-i da, așa? Da, da, într-adevăr, dar să știi că în momentul în care a ieșit, probabil că datorită vântului și cum trece aerul prin motor, nu mai simți absolut nimic, dar în oraș, când stai în trafic, frige. Și pentru că am vorbit de vânt și momentul în care am ieșit, Scout-ul pe care noi îl avem la test are doar acest parbriz, destul de mic, aș spune eu. Știm care sunt problemele la parbriz, în general, turbulențele și vântul pe care îl iei în plin. Cum se simte Scout-ul? Nu sunt turbulențe, iei vânt în plin fără nicio problemă, dar primești puncte bonus la cum arată. Așa e, probabil că un parbriz mai mare de atât i-ar fi stricat puțin acest aspect frontal deosebit. O să-l vedeți în poze, n-aveți cum să-l ratați. Așa că am menționat și câteva dintre aspectele care să spunem că nu îi aduc neapărat puncte bonus, altfel această motocicletă având o notă foarte mare, având și un preț pe măsură, dar e bine să înțelegeți de ce costă cât costă și să înțelegeți de ce merită să dați banii aceștia pe dacă îi aveți. Aș mai menționa ceva legat de display. Pornește puțin cam greu. De câte ori plecam de pe loc, cumva ajungeam să-l aștept pe Lucian în drumul nostru, pentru că el pleca puțin mai târziu, așteptând să se încarce toată informația pe display. Primești acolo o notificare care trebuie să-i dai ok. Și stai până vine acea notificare. Okay. După aia tot e în regulă, adică este responsiv, dar tot acel proces de butare durează. Poate întrebăm la ASP dacă e ceva ce se poate modifica la acest aspect. Nu e ceva deranjant. Acum căutăm și noi acum carul cu fân, așa să găsim și câte un mic inconvenient pentru Indian Scout 101. Altfel, eu cred că e motocicleta care pe Lucian l-ar putea convinge la un moment dat să treacă la cruising, de la adventure la cruising. Este sau nu este? Poate mai târziu? Poate mai târziu, într-adevăr. De ce? Pentru că nu poziția mea pe motocicleta asta... Eu zic că poate e normală că până la urmă așa e motocicleta, dar nu sunt eu familiarizat cu ea, nu sunt obișnuit să stau așa, cu picioarele în față, să nu pot să mă ridic în scărițe atunci când sunt de nivelări și na, nu mă simt tocmai confortabil, dar cu siguranță mă poate convinge la un moment dat. De precizat este că această motocicletă se pliază foarte bine pe oamenii mari, cu mâini lungi, cu picioare lungi, adică nu vă uitați la el că e jos, are doar 69 de centimetri la așa, ceea ce ai spune că este o motocicletă pentru cineva scunt, nu este neapărat pentru cineva scunt, pentru că poziția în care sunt puse scărițele și distanța de la șa la ghidon fac să fie confortabil pentru cineva cu mâini destul de lungi și picioare destul de lungi. Mai adăugăm ceva sau ne plimbăm da. Mai departe? Sincer, aș mai adăuga ceva. Te rog. Oglinzile astea sunt foarte mișto la capăt de ghidon. Ok. Se pot monta și invers, adică sub ghidon, deci chiar se poate customiza și mi-a plăcut foarte mult la motocicletă, mi-au plăcut frânele.
Ok, vorbim de Brembo. Brembo, într-adevăr, și frânează. În momentul în care ceri să frâneze, e acolo, cu tine te oprește, e incredibil. De altfel și am sesizat o chestie interesantă, că discul spate e de aceeași dimensiune ca și discurile față. Nu prea am întâlnit chestia asta la motociclete. Bun. Acestea fiind spuse, pentru că deja s-a înserat, ți-l dau înapoi pe Scout, m-am bucurat de șaua lui, revin la motocicleta mea și vă urmăresc îndeaproape. Vă rugăm să ne urmăriți și voi în continuare, așteptăm opiniile voastre, comentariile, poate ați testat Scout-ul, poate aveți un Indian, poate vreți să-l testați, orice ar fi, așteptăm să ne spuneți pe canalul MotoADN și dați și subscribe dacă sunteți tot acolo. Thank you.